Una dintre cele mai cunoscute pensiuni din Valea Doftanei a intrat în atenția poliției și a gărzii de mediu după ce s-a descoperit că apa din bazinul de vidanjare al acesteia ajungea cu tot cu materii fecale în lacul de acumulare al barajului Paltinu. Au constatat faptul că fosa septică în care erau strânse deșeurile menajere și apele rezultate în urma consumului, aveau montată o țeavă din PVC, țeavă de aproximativ 20 de metri, aceasta asigurând deversarea în barajul Paltinu. Proprietarul pensiunii s-a ales deja cu proces verbal de contravenție, însă autoritățile susțin că Garda de Mediu va continua cercetările și ar putea chiar decide sistarea activității acestei unități. Managerul societății respective are un proces verbal de constatare a contravenției. Fapta respectivă se sancționează cu amenda de la 30.000 de lei la 60.000 de lei. Totodată, cercetările vor fi continuate de Garda de Mediu Prahova. Pensiunea respectivă se numără printre cele mai cunoscute din zona, fiind chiar declarată pensiunea anului 2013 la gala premiilor de excelență în turism.